polițiștii din cadrul Poliției Municipului Focșani s-au prezentat la această activitate de donare a sângelui în scop umanitar, considerând că este un gest pur omenesc pentru a ajuta persoanele aflate la necaz sau în pericol. La activitatea de donare de sânge vor participa aproximativ 35 de polițiști, jumătate astăzi marți, jumătate joi. Polițiștii donând sânge total dezinteresat, doar pentru persoanele aflate la necaz și nici de cum pentru cineva anume. A fost o programare făcută de săptămâna trecută și m-am bucurat de inițiativa pe care a făcut-o poliția. Sper să stimulez într-un fel și alte unități. În același timp le mulțumesc pentru că au împins un pic mărirea volumului de sânge de la noi, pentru ca să se vede puțin donatori civili. Aveți nevoie de sânge? Avem nevoie permanent, pentru că sânge este nevoie în toată țara, nu numai în Vrancea.